Începutul anilor 80 a fost marcat de controlul securității. Zidurile aveau urechi și orice se spunea, securitatea știa. Dictatura adâncea cuțitul în rănile oamenilor, iar până la urmă aceștia au explodat. 15 noiembrie 1987 este ziua în care răbdarea oamenilor din Brașov s-a terminat, iar ei au avut curajul să-și ceară drepturile și s-au revoltat împotriva regimului comunist. Brașovul era un puternic centru muncitoresc, însă Republica Socialistă România avea datorii externe, iar șeful de stat, Nicolae Ceaușescu, dorea să le achite cât mai repede. Ca nu care cumva să mai facă vreun nou împrumut, Ceaușescu a început raționalizarea produselor de bază care se distribuiau doar pe cartelă. Lucrătorii din fabrici și uzine au fost privilegiați, locuri de muncă și locuințe asigurate, încadrarea în muncă a soțiilor și venituri mai mari decât în alte locuri din țară. Însă, până la urmă, și ei au fost loviți de măsurile lui Ceaușescu. Pe lângă statul la coadă ore întregi pentru un litru de lapte sau un kilogram de carne, s-a ajuns și la scăderea salariilor lucrătorilor, iar asta a pus capac. S-a instaurat o nemulțumire generalizată care a dus la revolta de la Brașov din 15 noiembrie 1987, considerată a fi sămânța revoluției din 1989. Prefața revoltei din 15 noiembrie a fost scrisă cu o zi înainte în fabrica de camioane Steagul Roșu. Era zi de salariu, însă muncitorii primiseră doar jumătate din bani. Fără să aibă un plan organizat de dinainte, oamenii au decis să nu mai lucreze. Șeful secției n-a dat nici măcar 2 bani pe nemulțumirile muncitorilor. I-a tratat cu dispreț și a anunțat conducerea că există probleme abia la ora 5 dimineața. La ora 7 au sosit muncitorii din schimbul 1, iar starea de agitație și protestele s-au intensificat. O oră mai târziu, 4.000 de muncitori erau adunați la poarta instituției. În jurul orei 11 au luat hotărârea să meargă la sediul Comitetului Județean al Partidului Comunist Român ca să se facă ascultați. Dar când se iasă din întreprindere, oamenilor le-a pierit curajul. Din cei 4.000 au rămas doar 400. Cei care priveau protestul credeau că e o manifestație pentru comunism, însă era exact pe dos. Când au început să se audă cuvintele hoții și vrem căldură, vrem mâncare, lumea cum era îmbrăcată. Imediat au fugit și ne s-au alăturat nouă. La jumătatea calei București eram aproximativ în jur de 10.000 de persoane. Oamenii au urlat din toți plămânii că vor mâncare, căldură, lumină și salariile. Pe drum, coloana de manifestanți s-a mărit. S-au alăturat mii de muncitori de la fabrica Tractorul și de la Hidromecanica, dar și elevi, studenți și locuitori ai orașului. Abia atunci s-a simțit caracterul anticomunist al Revoluției. Am început să cântăm Deșteaptă-te române și din acel moment, de atunci a început manifestarea noastră să capete un caracter anticomunist. Deci atunci s-a strigat jos Ceaușescu, jos comunismul. Printre manifestanți s-au strecurat membrii ai securității deghizați în muncitori cu rolul de a observa evenimentele și de a reține figuri. Ziua de 15 noiembrie era una electorală și, deși rezultatele erau deja hotărâte de partid, populația era obligată să participe la votul pentru alegerile autorităților locale. Când au intrat în sediul primăriei, oamenii au început să distrugă mobilierul, telefoanele și televizoarele. Mulțimea și-a descărcat nervii nu doar pe obiecte, ci și pe oameni. Primarul și un milițian au fost bătuți, iar manifestanții au incendiat orice preaslăvea partidul. Apoi au fost înconjurați de securitate și armată, care au folosit forța pentru a împrăștia pe manifestanți. Urmările au fost dure. Securitatea a început să identifice protestatarii încă din acea zi, iar câteva ore mai târziu, unii erau deja arestați. Cei anchetați au fost bătuți și chinuiți de torționari. Unul dintre ei rememorează într-o carte cele petrecute. M-a lovit peste palme, m-a întins pe masă și m-a lovit peste tălpi atât de tare încât îmi trăpaseră tălpile de la pantofi. Pe perioada anchetei, protestatarii au fost bătuți cu pumni, cu picioarele, cu bâte, cu bastoane de cauciuc, loviți în stomac. Li s-au strivit degetele la ușă, li s-a smuls părul, au fost ținuți în pielea goală, în frig. Torționarii loveau cel mai des capul, ficatul, rinichii, testiculele și stomacul. Din câte se cunoaște, au fost anchetați 183 de oameni. După alte surse, 300. Nu există un număr clar, însă este cert că toți au avut de suferit și încă mai au. Pe zi ce trece, soarta celor care au dat dovadă cu decuraj atunci în 87 este tot mai grea. Și spun grea în sensul că sechelele își lasă urme. Tratamentele la care au fost supuse în 1987, bătăile, torturile au lăsat urme. Curajul pe care l-au avut oamenii la revolta din 1987 este sărbătorit an de an printr-o activitate sportivă. Crosul 15 noiembrie, care este o aducere aminte a traseului pe care l-au parcurs manifestanții. Startul se de la secția 440, acolo unde a pornit revolta muncitorilor de la Steagul Roșu. În premieră, în acest an, competiția a fost una internațională și a avut în jur de 1200 de participanți care au venit la Brașov din 14 țări.